Am revenit în direct, oameni buni, așa cum am promis ceva mai devreme. Totul a fost așa pe nepregătite astăzi și de asta am avut nevoie și de ceva timp ca să scoatem momentele cu Alexandra Stan de la podcastul lui Damian Drăghici, cu Alexandra Stan, momentul de aici din emisiune, ca să vă spunem de fapt cum stau lucrurile cu adevărat. Și totul a plecat din discuția cu Laura pe nepusă masă și dintr-o frustrare pe care eu o aveam într-un mesaj pe care l-am primit la un moment dat pe Instagram și era în felul următor: ești un tip fără scrupule, așa ai făcut la mulți artiști din România, de aceea nici nu mai vor să-ți calce pragul emisiunii tale, ca să-ți iasă banul și ratingul. Rușine ce ai făcut Alexandrei Stan. Am păstrat legătura cu domnișoara respectivă, exact cum spunea Laura, câteodată simt nevoia să le răspund oamenilor, să vorbesc, să interacționez. Finalul, pentru că am vorbit audio, pentru că la un moment dat am simțit nevoia să-i dau un mesaj audio unei persoane care îmi trimitea pur și simplu un mesaj ca să vadă că vorbește cu mine și că nu știu cine din echipă, iar mesajul ei final a fost ceva de genul: și Măruță, știu că ai dreptate în tot ceea ce spui și, nu știu, asta este lumea. Până și noi, oamenii de rând, avem persoane care și lume care ne judecă fără să știe ce este cu adevărat, fără să se pună în pantofii noștri, să zic așa. Ăsta a fost mesajul audio pe care l-am primit de la persoana care mi-a trimis pe Instagram, strâns străinătate, și după vreo oră, două de conversații, explicându-i cum au stat lucrurile cu Alexandra Stan, mi-a dat mesajul ăsta. La un moment dat am vorbit cu Ciucă și am zis: Ciucă, dar haideți să facem un video în care să le povestim oamenilor adevărul, pentru că nu e adevărat ce a spus Alexandra Stan și toată lumea ne judecă greșit. Apoi am zis: da, stai că începe emisiunea, ce o să zică lumea, faceți treaba asta că începe emisiunea, să deveniți vizibili, faceți mereu motive. Tocmai de aceea, oameni buni, încercați să judecați lucrurile privind și într-o parte și în alta și căutând informația să fie cât mai corectă, asta dacă vă interesează ceva. Alexandra Stan face următoarea declarație în podcastul lui Damian Drăghici și vreau să vorbim imediat după declarația asta. Priviți! Chiar zilele trecute am avut o întâmplare cu Măruță și m-a supărat foarte, foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult și la Andra și niciodată nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie așa, adică cu toate că multă lume vorbea despre el, că ce face el lately la TV, și a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste tot managementul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu difuza anumit material, cu toate că i-am zis să-l dea după data de 30, l-a dat cu 2 sau 3 săptămâni înainte, a scris niște lucruri despre mine foarte nasoale, eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul că nu o să pot să fac copii un an și dacă fac oricum e challenging, adică pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor și e fucked up, înțelegi? Și el scria că nu mai îmi acopăr burta, că sunt însărcinată și chestii de genul ăsta. Și sincer, mi s-a părut foarte urât din partea lui și nu o să mai merg niciodată la Cătălin Măruță, nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta. Pentru că eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii și toți oamenii m-au călcat în picioare. Alexandra, poate oamenii te-au călcat în picioare pentru că ai mințit și pentru că de foarte multe ori n-ai fost corectă. Știu că este foarte periculos răspunzându-ți astăzi în emisiune, pentru că tu, da, ești femeie, ai început să spui aceste lucruri despre noi și, de ce nu, e mult mai ușor ca lumea să te creadă pe tine, dar lucrurile stau total invers și total diferit. Unde am scris eu ceva despre tine? Poți să ne arăți ceva? Poți să ne arăți vreun lucru scris de Cătălin Măruță despre tine? Poți să le spui oamenilor adevărul și să nu te mai faci victimă atunci când nu este cazul? Pentru că ai venit aici în emisiune și o să arătăm momentele în care te distrai, povesteai cu noi. Nici o secundă, niciun om din echipa emisiunii mele, niciun om care lucrează aici n-a știut de problemele tale de sănătate. Îmi pare rău să aud aceste lucruri, dar niciodată nu ne-ai spus, pentru că niciodată noi nu am fi făcut așa ceva și drept dovadă stă materialul pe care o să-l arătăm acum, cum te-ai purtat în emisiune. Dacă tu ne spuneai nouă, Alexandra Stan, că ai probleme de sănătate, că nu poți face un copil, oare te-ai fi purtat la fel ca în imaginile pe care o să le vezi acum? Adică dacă tu spuneai: Măruță, eu am probleme, nu pot să fac un copil, nu vreau să vorbesc despre treaba asta, și eu veneam și vorbeam cu tine și spuneam: Alexandra, dar când faci un copil? Tu nu spuneai: băi, Măruță, ai luat-o razna, de ce mă întreb chestia asta când nu vreau să vorbim? Ai fi intrat în jocul meu?
Minciuna asta are picioare scurte și câteodată e bine să fim corect și să fim fair play față de oamenii care ne urmăresc. Dacă vrei să intri în direct, te rog mult de tot, Alexandra Stan, și lucru pe care colegii mei l-au făcut și noi l-am făcut este faptul că momentul cu tine din emisiunea înregistrată la care ai fost de acord și la care ai contribuit a fost difuzat mai devreme, decupat din emisiunea respectivă. Acolo au fost discuțiile cu managementul tău și nu altceva. Dacă ai alte dovezi, te rog mult de tot, spune-le. Dacă nu, eu zic să te aștepți și la un proces, pentru că e prea mult, știi? Haide să nu ne mai jucăm așa cu cuvintele și să inventăm. Pentru că și eu am familie, și eu am copii, și eu am părinți, și eu am prieteni și n-aș vrea ca imaginea mea în fața lor să fie asta clădită de tine sau alți artiști care pur și simplu li se pare interesant. Hai să mai zicem ceva de la Măruță sau de Măruță, nu? Haide să vedem cum s-a purtat Alexandra Stan aici în emisiune, aici la noi în emisiune, când ea spune că noi știam acele lucruri. Vi se pare normal să te porți așa când tu de fapt ai niște probleme de sănătate și nu poți să faci copii și le-ai spus tuturor oamenilor din echipă? Cred că nimic nu e întâmplător. Da, nimic, nimic. Deci credem, a fost foarte frumos. Chiar mâine, păi mâine vara o să ne dea și o veste că familia se mărește. Da, că să fac un verișor, un nepoțel. Păi nu știu, în curând, sperăm, acum când vrea Dumnezeu, știi cum e acum. Cătălin, acum ești acum suntem. Nu știu, nu știu, posibil, posibil, dar nu știu. Posibil să fiu, dar nu știu. Păi hai să luăm un test. Cine se duce să ia un test? Da, uite. Să vedem dacă e însărcinată. Dar testul pauză era la mare, dacă îți faci testul, poți să-l faci în apă? Vreau să te rog dacă ai cumva niște... Ai niște cremă de soare la tine, că am uitat acasă cremă și... N-am în mașină. Sau Cătălin, de n-ai? Ce? Acasă, în mașină. Să nu mă ardă soarele. Păi nu ești îmbrăcat? Da, da, pe față. Păi da, da, ai șapcă, nu-ți bate. Da, dar nu găsesc ochelarii. Mă enervează chestia asta. Greta. Mersi. Radu cu o șapcă. Okay. Perfect. Oameni buni, am cunoscut-o puțin mai bine pe vara Alexandra Stan de când a devenit femeie măritată. Da? O mică parte din lucrurile care s-au întâmplat în emisiune în care Alexandra vorbeai firesc despre lucrurile astea. Dacă ești însărcinată, să ne ajute Dumnezeu, Doamne ajută, îți fac un verișor. Ne-ai spus nouă că ai probleme de sănătate, că am discutat despre ceva ce tu nu vroiai, pe bune? Haideți să ne privim un pic în oglindă și să încercăm să fim corecți față de noi. Cam asta e povestea, dar întreg momentul cu Alexandra Stan îl puteți găsi pe internet, îl găsiți pe ProTV+, îl găsiți pe YouTube, îl găsiți oriunde dacă vreți să-l vedeți și să vedeți cum au stat lucrurile în realitate. În fine, fetelor... Hai să ne calmăm puțin. Asta zic și eu. Hai să ne calmăm.